Pentru punerea în valoare a casei Joachim, care găzduiește Biblioteca George Radu Melidon, colectivul care s-a ocupat de acest proiect a decis și amplasarea în fața clădirii a unui bust reprezentându-l pe George Radu Melidon, intelectualul care a pus bazele primei biblioteci publice la Roman prin donația de carte pe care a oferit-o la vremea aceea municipalității. Bustul din bronz, înfățișându-l pe marele cărturar, a fost realizat de sculptorul romașcan Radu Zaharescu. Atunci înseamnă că e momentul să îl scoatem la lumină și pe George Radu Melidon. Să fie de bun. Apostolii vor tăcea, pietrele vor vorbi, iar în arheologie ai descoperit lui Pavel în altar, care pe o pleacă din piatră avea scris, Dumnezeu necunoscut. În aceasta vrând el să arate credința și recunoștința pe care trebuia să o facă în față de tine, făcătorile a toate și noi astăzi în semn de pioasă recunoștință față de înaintașilor. După cuvântul Apostolului Pavel, care zice, aduceți-vă aminte mai mari moștri, priviți culoarea minte, acum și-au încheiat viața lor și le urmați credința. Am înălțat această placă comemorativă și acest bust ca să amintească despre faptele cele virtuoase demne de urmat ale omului de cultură George Radu Melidon, pe care îl omagiem. Atmosfera de mare emoție culturală a fost întărită și de evoluția la Roman a Corale Armonia Arhiepiscopiei Tomisului, cel mai bun cor bărbătesc din lume. Numeroși participanți la inaugurarea Bibliotecii George Radu Melidon și-au bucurat ochii, nu doar admirând splendoarea clădirii restaurate, ci au fost încântați și de atmosfera de epocă creată de prezența unor domnițe la brațul unor domni îmbrăcați în costume de epocă de la 1885, când acest strălucit intelectual a donat primele 216 volume pentru înființarea Bibliotecii Publice în Roman.